Alături de șoferi și pietonii au descoperit cu groază că străzile și trotuarele din Nisporeni s-au transformat peste noapte în patinoare, care le pun viața în pericol. Un tânăr care conducea un scuter fără anvelope de iarnă a ajuns în secție de terapie intensivă după ce a derapat. Unii nu și-au mai putut menține echilibrul și s-au ales cu fracturi. Totuși au fost accident duminică în satul Drojdieni. Un amator de a se plimba pe scuter a ieșit și nu a fost adaptat transportul la condițiile meteo și a nimerit accident rutier. În timpul de față se află în stare gravă în secție de reanimare. Un alt pacient a căzut pe gheață aflându-se în stare de ebrietate, a avut luxații de umăr și a fost acordat ajutor medical de urgență. Pentru a preveni asemenea incidente, medicii recomandă să circulăm cu mare atenție, mai ales că recuperarea în caz de fracturi durează între 6 săptămâni și 3 luni. Sfatul lucrătorului nostru pentru pacienți, ca să nu nimerească, să nu sufere traumatisme, ar fi ca în condițiile meteo nesatisfăcătoare să se afle mai mult pe lângă casă, să nu consume băuturi alcoolice. În special, limitarea ieșirii afară ar fi pentru pacienții în vârstă, deoarece ei sunt foarte dispuși de a primi traume la unele căderi care pentru persoanele tinere sunt cu consecințe minore. Potrivit medicilor de la serviciul de urgență, în ultimele zile s-a dublat numărul apelurilor din partea persoanelor care au suferit traumatisme. În următoarele zile, timpul se va încălzi ușor, însă la sfârșitul săptămânii ar putea cădea precipitații sub formă de ninsoare.